Școala, fuck you! Pe scurt, am chiulit de la școală. Asta era miercuri, eu liniștit m-am trezit. Mai exact, peste 10 minute după alarmă. Of, doamne, iarăși la școală, am mai stat 2 minute, am început să mă gândesc că trebuie încă 2 zile să merg la școală. Nu vreau, tati mi-a spus că merge la lucru și să nu întârzi la școală. Bine, tati! Peste 10 minute am început să mă gătesc la școală. M-am spălat, am mâncat, ne-am gătit geanta, mi-a venit o idee genială. Eu astăzi am 2 evaluări la română și matematică. Mai am de povestit tema la geografie la care deloc nu m-am pregătit. Plus la toate, părinții nu sunt acasă, dar asta înseamnă spate de stat acasă. Școala, fuck you! Gata, am decis, azi rămân acasă. Câte lucruri interesante pot să fac acum? De exemplu, să dorm, să mă uit pe YouTube. Prieteni, vreau să vă prezint canalul Otto, de unde am luat muzica de pe fundal. Aici puteți găsi cele mai tari beat-uri pentru rapul vostru. Deci, las linkul în descriere. Să mă joc în Fortnite sau pur și simplu să dansez. Bani, bani, să dăm la lăutare, așa notă mare, boierea. Nu, totul e prea plictisitor. La un moment se aude ușa. Oh, nu, nu cred. Părinții au venit prea devreme. Fuck! Am început să ascult. Cine oare a venit? Cineva a intrat în apartament. După, eu am auzit asta. Și tu ești enervată. Eu am spus că totul am cumpărat. Of, doamne, asta tata a venit. Eu aici mult nu o să stau. Vreau și să mănânc. Poate să-i spun că astăzi nu trebuie la școală? Nu o să mă creadă. Sau că școala a ars? Desigur nu o să creadă. Sau să-i spun că astăzi liceenii au testări și s-a anulat lecțiile. Asta și eu să-i spun. Am mers la bucătărie. Fiule, dar de ce tu nu ieși la școală? La noi astăzi liceenii au testări, așa că s-au anulat toate lecțiile pe azi la școală. Ei, bine. Am băut apă și am mers iarăși la mine în cameră. 6 hours later. A venit și seara, tati m-a chemat la el. Și ce să fac? Ei bine, merg la el. Ce e, tati? Fiule, dirigintele tău m-a sunat și mi-a spus că tu azi n-ai fost la școală. Dar eu cred că i-a uitat pur și simplu despre testări. Dar mie mi-a spus că testările vor fi vine. Tati, eu totul pot să-ți explic, mă înțelegi? Motivul care este pentru că tu astăzi nu ai fost la școală, a? Eu pur și simplu la școală n-am vrut să merg. A, tu pur și simplu la școală nu vrei, da? Tati, te rog, nu te nervi. Pentru să mă enervez, dacă eu... Sunt în urmă. Fuck. Pe scurt, am chiulit de la școală.